Vești proaste de la meteorologi. De mâine, 15 martie, se așteaptă înghețuri pe timp de noapte în toată țara. Specialiștii spun că vor fi înregistrate până la minus 6 grade Celsius, iar cei mai afectați vor fi pomii fructiferi din sudul țării. Agricultorii încearcă să-și protejeze livezile de temperaturile negative prin diverse metode, dar cred că producția de fructe va fi afectată și anul acesta. Terente Panfil din Rusești Noi, raionul Ialoveni, are o livadă de cireși de aproape 10 hectare. De teama înghețului, bărbatul și-a stropit pomii cu o soluție specială. Noi am stropit și am protejat-o uleacă. Și adică poate să afecteze, nu se poate zis că nu, dar, nu zici 100%, dar o să afecteze, e clar că dacă va și până la 6 grade, e slut. Și consăteanul lui, Sergiu Trohin, se teme de îngheț. Agricultorul are viță de vie și livezi pe aproape 3 hectare. El spune că temperaturile negative vor afecta cel mai mult caișii care au înflorit deja. La minus 3, la minus 4 grade, mai ales acolo unde sunt livezele pe văi, acolo pericolul e mai mare. Meteorologii spun că înghețul se va manifesta pe timp de noapte în perioada 15-17 martie. Ne așteptăm ca aceste temperaturi să scadă pe întreg teritoriul țării. Și adică ne așteptăm pe parcursul nopții să avem între minus 1 și minus 6 grade Celsius în aer și desigur și la suprafața solului. Cele mai mari probleme se vor înregistra în sudul țării, în special în sectorul pomicol. Partea de nord și-au început doar în Mugurirea, respectiv ele pot să reziste până la temperaturi și mai joase, până la minus 10 grade Celsius. Dacă vorbim de partea de sud, deja acolo situația este mai diferită, respectiv dacă temperaturile vor scădea sub minus 4 grade Celsius, atunci s-ar putea ca unii pomi fructiferi, de exemplu caiși și cireșii, să fie puțin ușor afectați. Potrivit meteorologilor, vremea se va încălzi ușor din 18 martie. Astfel, termometrele vor indica pe timpul nopții până la 7 grade Celsius, iar în timpul zilei cel mult 18 grade.